Am venit că vrem să ajutăm societatea de aici, din oraș. Să se dezvolte și orașul nostru, cum sunt și celelalte. Ar fi trebuit să aveam această ocolitoare în urmă cu poate 20 de ani și iată că în acest moment ne luăm soarta, înțeleg, în propriile mâini. Cum vedeți acest lucru, chiar dacă este vorba de un împrumut poate sau un credit bancar? Cred că totuși este necesar. Pentru că traficul care se desfășoară acum în oraș, dat fiind faptul că este legătură între Brașov și partea cealaltă a țării, chiar este nevoie. În sfârșit vorbim despre folosirea cele mai democratice, sau dacă vreți să zic, cea mai sublimă formă a democrației în ceea ce înseamnă interacțiunea între cetățean și autoritatea publică locală, această consultare publică prin vot, acest referendum local. Da, la Hodlea vorbim despre așa ceva. Vorbim despre o investiție despre care se vorbește de foarte mulți ani, care intervine direct în viața oamenilor prin diverse probleme, de la trafic, îngreuna poluare și așa mai departe, siguranță rutieră. Vorbim despre o investiție pe care cetățenii localității au posibilitatea să o voteze printr-o consultare publică, printr-un referendum local, și avem posibilitatea să găsim o finanțare care din 2008 până astăzi nu s-a soluționat. De ce credeți că nu s-a făcut în acești 20 de ani ocolitoarea, deși au existat promisiuni de-a lungul timpului? Asta nu pot să vă zic eu. Eu ce pot să fac e să chem lumea să vină să voteze, e să ne luăm soarta în mâini, practic, pentru că din 2008 până acum au fost doar promisiuni. Să nu mai lăsăm pe alții să ne promită ceea ce poate să stea în mâinile noastre.